Iar noi, bag seama, după cum se mai recorește, ies oameni din bazin și vin încoace și ăsta e un lucru mare, mare ietăt, pentru că e momentul în care trebuie să zic bancul ăla cu bâlbâitul. O zic, domn primar, dacă vii la noi, trebuie să zici la cu bâlbâitul. Am, nu pot să mă duc să nu-l zic. Și încep. S-a dus să-și dea demisia de la fabrica de pui, sau cum se zic, crescătoria de pui, avicola Ileanda, de la noi, pe Someș. Avea grijă de 20.000 de pui. Și s-a dus la director. S-a zis, om director, eu îmi dau demisia, că nu mai pot. Ce demisie trebuie? Du-te acasă, mă, că ai copii de crescut, ai salariu bun, ai copii. Nu mai pot să mor, mă, că mai pot. Că dimineața când le dau drumul din co-co-co-co-teață, le zic pi-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 pi. Și este 20.000 de pui. Asta e bine, că este 20.000, dar seara când îi bag înapoi în co-co-teață, le zic uș, uș. Și intră 19.000, 99, unul nu vrea să intre. Și când văd că nu intră, eu fug după el. Și fug după el până în complexul. Și când nu-l prind, zic, du-te în pi, și este ția 19.999, pe care i-am băgat în cogeță. Și tot așa. O trebuie săracul să trăiască din ceva și vedea fructe pânsat, avea o globă de cal, vai de capul lui și striga, hai la me, de doi nănai nor. Hai la mere, hai calul mă timp, hai la mere, ia să unul să cumpere mere, să uite în căruță, plin de prune. Bă, te ești prost, să strângi la mere, de că ce prune? Păi nu pot să strâng, la prune, că mi s-o prăște calul.